Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal, un nou episod dintr-o nouă serie. O serie de FIFA 21 Career Mode, aici cu Newcastle. Bun, din câte ați văzut și în titlu, am făcut că a venit arabii la Newcastle și mi-am dat ca ai opțiunea să-ți dai, mi-am dat 533 de milioane, bine, am dat 533 deja avea clubul, cu care putem face transferul și să recreăm echipa aici cu Marius și Modica pe bancă, fiindcă el are experiență în domeniu cu echipele din Arabia Saudită. Bine, acum vă dați seama, nu o să aduc arabi la echipă, că nu de-am băgat 500 de milioane ca să aduc arabi, dar a zis că el e antrenorul potrivit să antreneze echipa. Îmi pare rău pentru fața mea, fiindcă super mega obosit, dar, na, înțelegeți și voi, e dimineața, adică numai ce m-am trezit. Bun. Eu am pus deja pe lista de transferuri ce vreau să transfer, adică ce vreau să cel puțin să plece de la echipă sau ce nu mai am nevoie pur și simplu. În câte vedeți și aici au plecat ceva jucători, au plecat aici, îi vedeți pe toți aici pe rând, Carol, Isaac ăsta, Federico Fernandez, Clark, ăsta vorbește acum cu Werder Bremen. Și am pus pe Transfer Hub ce vreau să aduc. Nu știu, dacă mai aveți alte transferuri și eu o să mai rămân cu bani, vreau să-mi ziceți în descriere. Prima oară m-am gândit la Dest. Ideea e că versiunea asta de FIFA nu e cea mai adaptată, nu e cu update-ul la zi. Și atunci încă nu e la Barcelona și încă e la Ajax. M-am gândit să-l iau pe el, pe poziția de fundaș dreapta, pe Gabriel Jesus în față, Philippe Coutinho cam, fiindcă o să joc un 4-2-3-1, Dembele, Mahrez, Kimpembe, ăsta, Jesus Navas, Grimaldo, Bernat, Cancelo, De Vril și Alaba. Bun, eu momentan nu știu pe care să-l aleg, dar o să încep cu ce știu sigur că vreau să aduc și acesta este Gabriel Jesus. Approach to buy. Nu știu cum o să decurgă negocierile, că nu vreau să dau 100 de milioane pe el, că până la urmă n-am așa mulți bani. Opa, se aude foarte tare, scuze, cred că se auzea prea tare până acum. Ok, dăm offer transfer fee. Să-mi dau mai încet din căști. Mi se pare că se aude foarte tare, așa că nu știu dacă se aude pe final, pe filmare foarte tare, o să vorbesc eu mai tare. O să-i dăm, fiți atenți că facem schemă. Dăm 50. Așa, nu mi-arată acolo tastatura, dar eu sunt conectat la controller. Așa, și vreau să dau player swap, wingers, și dau pe ăsta, maximum. Da. Așa, și dau să propun un transfer fee și atunci dau 40, 30. Ia zi dacă vor așa. 75. Hai să dăm un 65 și dăm un aici un 25, că nu-l mai vindem noi. 74. Să-l aducem cu 74. Asta o să fie un prim transfer, băieți, de calitate. Ascultați la mine că o să fie bine. O să fie bine aici la Newcastle. Nu știu, m-am uitat peste obiective să văd și eu ce își propune ăștia de la echipă, ce vor cu mine. Și nu sunt așa mare, adică trebuie să termin la mijlocul clasamentului. Eu sper să termin și la, sper să termin pe primul loc, dar nu știu ce să zic, eu nu sunt foarte bun la FIFA și totuși m-am pus pe World Class. Că, ia să vedem aici, îi dăm, avem să dăm 200. Hai să-i dăm mai puțin totuși, mă, că mă sparge asta pe bani. Hai că vrea bun. O să zic că să umblăm un pic acolo la buget, când avem buget de salar. Ok, deci primul transfer a fost făcut, hai să ne și cu Coutinho, 36 de milioane. Ok, cred că mai trebuie să așteptăm puțin, cred că încă îl vede la Bayern, așa-i? Dar mie ce-mi zice Barcelona. Hai să încercăm cu Dembele, na, 57 de milioane, hai să încercăm totuși cu Mahrez prima oară. Sau, hai să mergem pe Bernat, știi? Că e mai ieftin și totuși 500 de milioane ca să faci o echipă, e destul de mult, dar nu vreau neapărat să aduc tineri. Că nu ăsta e scopul e să facem o echipă cât de bună posibil putem. Dăm un 40 să vedem dacă vrea. Ok, deci 100 de milioane după primele două transferuri, ceea ce e bine. Așa, mă, puteam, poate puteam să-i dăm și mai puțin bani pe el, dar acum las așa treacă de la noi. Hai să mă uit dacă merge totul bine pe obie. Nu știu cât de tare se aude jocul, dar oricum o să pun și eu muzică pe fundal. Ce, 4 ani. Vii cu salariu gata, poți să... accept, era să dau de aici. Uite, vezi aici ce look interesant are Marius și Modica. O să-i dăm așa, dăm remove bonus, edit wage și dăm 100, nu? Dăm 110, 11. Ora să-i dau o grămadă de bani. Bun, așa.
dau 1 milion la ăla, du-te mă. Hai băi să-l aducem pe Dest, ok? O să fie un transfer de viitor. Eu sper ca sezonul ăsta măcar până la jumătate să facă și el 80 overe. Eu știu că are 70 și ceva, nu știu sigur exact cât. Îi dăm import, nu știu dacă vrea el crucial. Acceptă și import, nu, dar nu vreau să mi-l pun în cap în caz că nu-l pun în match. Așa. Nu știu, eu o să sar un pic peste negocierile astea pe video, că nu vreau să vă țin cu negocierile atâta. Așa. Deci mai avem 400 de milioane ca să ne aducem echipă aici. M-am gândit bine și nu cred că o să schimb portarul. Ăsta-l scoatem atunci. O să-l scot eu de aici. Așa. Deci cutie nu pot să-l iau. Delegacy? Nu. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce nu mi-aș da, o să mai aștept puțin. Ok, hai să-l aduc pe Dembele. 129 de milioane. Nu, du-te bă de aici, că nici 100 nu dau pe el. Pe poziția mai bine l-aduc pe Vinicius și joacă mai bine. Offer transfer fee și dăm 60. Hai mă, un transfer de 88 de milioane, dar o să joace bine, vă promit eu că joacă bine. O să câștigăm liga cu el, mă. Ce aveți, sunt nebun. Băi, eu nu înțeleg de ce toți jucătorii vor pe 5 ani, dar mă bucur, înseamnă că nu mai am probleme după aia cu contractele, zic, eu să le fac la toți. Hai mă, că îi dăm așa, hai. Că vrea bani el, că el e Dembele. Bun, să vedem, ne trebuie un lăbă cumva sau nu mai știu. Nu, ne trebuie fundaș central. Fundaș central. Ia să vedem ce am adus până acum, bun. O să jucăm un 4-2-3-1 Nero. M-am gândit eu la treaba asta. Deci momentan îl avem pe Dembele, care oricum o să-l pun eu așa, LW. Jesus joacă bine, Bernard bine, bun. Deci mai trebuie un fundaș central și un mijlocaș, cam așa. Ok, băieți, o să-l luăm pe... de Vril, care are skill mouse așa. Defending mă interesează, apărut tu bani. Bun, să vedem dacă vor 50 de milioane pe el, cam atâta dau. 65 vrea Conte, 65 îi dăm, nici nu mai negociem aici. Avem bani băieți, avem bani, nu trebuie să negociem cu toți acum. Acum mă supăr la după Ibrahimovic. Ok. Crucial. Mă, îmi trebuie cel puțin un fundaș central. Bine, normal mi-ar trebui 2 și cred că știu pe cine o să mai aduc. Un jucător de la Liverpool chiar și nu, nu-i Van Dijk, nu vă gândiți că l-aduc pe Van Dijk. Nu vreau să fie genul ăla de carieră în care l-aduc pe Messi, Neymar, Van Dijk, Dybala toți la o echipă, nu. Nu mai e fan așa. Dăm 150, Bosca, tu ești șmecher. Ca ai salar mare. Bun. Și am adus și încă un fundaș. Ok, să vedem ce am făcut până acum. Ok, deci... mă, am făcut ceva transferuri. Băieți, vedeți aici pe cine aducem, un englez de 23 de ani. Sincer, mi se pare unul dintre cei mai buni fundași din joc după ce îl crești un an sau doi. Bine, mai puțin poate, cel puțin nu, așa era în FIFA 20, creștea destul de repede. Și o să-i dăm aici o ofertă de 60 de bețe pe el. Vrea 60 de bețe. 82. Aici ce să mai negociem? Ce să mai negociem că nu merge așa, 72, hai. Asta e oferta. 82. Ok. O să vă luați de mine și o să ziceți că am dat prea mult pentru fundaș de 83, dar credeți-mă că e de viitor și e bun. E de viitor și e bun. Nu știu, să zicem că ține în cariera asta două sezoane, e perfect. Dăm 100 de mii la salar. Trebuie să-i dăm 100 și când semnăm. Da, uite, acceptă și așa. Ok. Deci Kim Pepper iasă din ecuație. Ne-ar mai trebui unul ca Mahrez. 79 de milioane pe... du-te, mă. New transfer fee. 66. Hai cu vreo 66, vreo 66. Mă gândeam eu, cere el 70, dar nu dau pe la 70 nici mort. Nu, că 66 ar fi foarte diferit, da? Nu știu, mai avem 84 de milioane. Eu zic că avem bani să luăm și pe Coutinho. Ai, cât salar are ăsta, băi. Băieți, am făcut transferul de transfer. Vă zic eu că nu o să regretăm. Nu o să regretăm, mai ales cu băieții ăștia aici. Puternici. Ok, hai că mai rămân cu 74 de milioane. Mă rog, în caz că nu poate să vină cu Tinio, o să avem și alte variante. Noi trebuie să-l iau pe Cicldău și tot aici l-aduc. Sau luăm pe Hagi. Uitați acolo cum ne-l prezintă pe Mahrez, cum bate duble el. Aruncă mingea. Ok, stați un pic, că au venit aici oferte gârlă. Ia, fiți atent.
Deci am vândut pe ăsta pe 13, 6, 5, 5, 10, 2, 3 mii, bla 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 bla. Eu acum am citit cât am primit în club și cât am acum. Peste 100, peste 100? 99, hai că bine, hai că bine. Eu zic că mai trebuie să simulăm un pic ca să putem juca și... aici e bine. 11 milioane și eu pot să obțin 40, plus Cahanoglu. LW, 26 de ani, 20 de milioane, no, no. Negotiate. Hai băieți, poate îl vine pe 40 de bețe, deși nu cred. Un CDM și 15 milioane. Nu se poate, băieți, își bate joc de noi. Își bate joc de noi, Milan. Încearcă ea acolo să-mi dea CDM, nici n-are OVR un joc și el îmi dă CDM, înțelegeți? Am mai primit o ofertă pentru un băiat numit Yoshinori Muto. Japonez de 72, uite boss, du-te, mai vin niște bani de pe urma ta. Poate îl aduce scouterul ceva, luăm ceva free transfer ca să nu rămânem descoperiți și gata, ala, ia să vedem aici cum facem. Am acceptat mai înainte o ofertă pentru Muto ăla de la Schalke, că am mai primit o ofertă pentru el care, na, cu mai mulți bani, dar momentan e ok așa. Da, până la urmă l-am vândut la... Dacă nu văd, la Sheffield. Ok. Ok băieți, hai să mai încercăm o dată să luăm pe Coutinho, dacă nu ar trebui să deja să mă interesez de alt cămă. Înțelegeți ce îmi zice că e în loan, ar fi trebuit să vină deja. Boateng la Wolverhampton, hai de viață. Ok, aparent Boateng s-a dus la Wolverhampton. Ia să vedem aici. Niște transfer offer pentru niște jucători, ok, ia stați un pic să mă uit eu mai întâi pe cine am. Deci am, ok. Eu zic că ne putem rezolva în banii aia, numai mai întâi să-i vindem pe ăștia alți. O să-i vindem. Numai că până în ziua de transfer mai avem timp. În tot timpul din lume. Ia să vedem aici. Murphy. Dute. 17 milioane pe și putem obține undeva la 29 aparent. Ok, hai să negociem că până la urmă 29 de milioane și ar trebui să fie binevenite. Hai. Un 22 ca să avem salariul de Coutinho. Bun, hai că să m-am înțeles aici cu cei de la Sevilla. Ca să îl dăm pe jucătorul ăla, sper să înțeleagă și jucătorul. Sol. Ia, din cine mai ieși asta? 78, numai, gata, nu mai pleacă nimeni. Reject. Și atacanța, chiar n-avem nevoie, putem oricând să jucăm pe altul și asta poate să... Ok, mi-a venit o ofertă pentru Maximim. Îmi dă pe Gonzalo Higuain. Reject, boss, pare rău. Și mi-a venit și long stuff ăsta, care poate să plece ca local jucător pe poziția lui. Sper eu. Ok, hai să dăm asta așa. Ok, o să înceapă și Premier League-ul. Eu sper că acum să pot să-l iau pe Coutinho. Dacă nu, gata, mă interesez de alt cam. Pil Coutinho, approach to buy, nu. Ok, avem încă 150 de milioane. Puteam să aducem un mijlocaș și un cam lejer. Ok, băieți, primul meci o să fie un simulate, fiindcă nu vreau să mă joc cu ăștia. Ok, băieți, ok, o să fie primul simulate și nu o să dau... O să dau un quick sim, nu vreau să stau tot meciul, să mă uit și am făcut un egal. Cam nasol în prima etapă cu echipa asta, n-ar fi trebuit să facem egal. Ok, aia, eu vreau să terminăm episodul ăsta cu transferurile și atunci trebuie să vedem cum facem cu Coutinho, din artist să vină și el aici rapid. O să fac eu treaba asta, fiindcă mi s-a luat să tot aștept acolo. O să simulăm până la meciul cu Manchester City. Ok băieți, am găsit aici pe cine să aducem. O să-l aducem pe Nabil Fekir. O să îl aducem aici la noi. Dacă e ceva, oricum sezonul viitor o să luăm și pe Coutinho, fiindcă îmi place foarte mult Coutinho și vreau să-l aduc. Hai să dăm atâta. Hai, 71 de milioane, atâta, mai mult nu primești. Bun. Ok, ne-am înțeles cu Betis pentru Fekir, mai trebuie Fekir și atâta. Și în episodul viitor o să ne jucăm cu primul meci cu Manchester City, nu mai știam cu cine avem. Îi dăm 100 de mii băieți, că aici avem bani. Avem bani la arabi. De la arabi. Ok, mai dăm o dată numere. Și am ajuns băieți aici la primul meci ca lumea din campionat, ăsta fiind cu Manchester City, în care o să jucăm exact cum vedeți în imagine, numai că ar trebui să schimb un pic pe aici. Lăcăm, hai că e mai decent așa. N-avem aici pe nimeni, dar v-am zis oricum până la final o să rezolv. Ia să-l joc pe Maximin. Ok băieți, deci... Până la urmă, așa o să rămână echipa, o să mă duc aici la rol și o să iau bandrola de capitan și
o să, nu știu, nu, parcă nu trebuie să-mi sunt handicapat, așa. Nu trebuie să-mi recomande cum cu ea aș putea să o dau. Ok, vă zic de pe acum. Capitanul nostru o să fie de bine. Deci băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Vă mulțumesc frumos de vizionare. Mâine o să apară episodul nou din carieră, exact mâine, a doua zi. Și vreau să mergeți acolo să spamați butonul de like și de subscribe dacă mai vreți episoade din seria aceasta cu Newcastle. Mâine o să jucăm meciul cu Manchester City. Eu am fost doar bine, uitați dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați și voi acolo pe butonul de like și de subscribe. Noi ne vedem data viitoare. Ciao, ciao. Poems like Sanskrit, epic, three letters, don't forget it. Pronounce soul, but I got soul in excess. The next best to the best, but the best ain't rain yet. So again-